Vremea rea a făcut pagube în Suceava. Mai multe autovehicule parcate în centrul municipiului Fălticeni au fost avariate după ce sarpantele a două blocuri de locuințe s-au desprins și au căzut. Totul s-a întâmplat ieri după amiază din cauza vântului puternic care a însoțit ploaia. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, iar pompierii au intervenit pentru dezafectarea și îndepărtarea elementelor de construcție. Furtuna care s-a bătut asupra Fălticeniului a pus la pământ circa 30 de copaci care au afectat parțial diferite construcții, dar și o parte din rețeaua de alimentare cu energie electrică.